Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare a temperaturii înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 50,5 grade în Irak, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 80 de grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Ne plac apele verzi ale oceanelor și ele devin din ce în ce mai colorate de la an la an. De ce nu ar trebui să ne bucurăm? Totuși, aflați imediat. Și tot în ediția de azi vom afla despre planurile guvernului nipon de a dezafecta centrala nucleară de la Fukushima. Și desigur, vă aduc și ultimele noutăți despre evoluția vremii. În nordul Europei, vremea continuă să facă ravagii. Norvegia este devastată după furtuna Hans, care a fost însoțită de cele mai abundente ploi înregistrate în acest secol. Furtuna a afectat și statele baltice, iar Suedia și Danemarca s-au confruntat cu inundații grave și alunecări de teren. Meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Furtuna Hans, care a afectat aproape tot nordul Europei, s-a format în Suedia la sfârșitul săptămânii trecute, după un val de caniculă care a adus cele mai mari temperaturi înregistrate în această țară în ultimii 50 de ani. Autoritățile norvegiene au emis o avertizare cod roșu pentru tot sudul țării, iar în capitala Oslo oamenii au fost sfătuiți să lucreze de acasă. În Danemarca au fost raportate valuri de 8 metri care au distrus mai multe case de pe coasta Mării Nordului. Furtuna Hans a afectat și statele baltice. Două persoane au murit lovite de copaci rupți de vânt și sute de mii de oameni au rămas fără curent electric în Estonia, Letonia și Lituania. Din cauza incendiilor devastatoare în arhipelagul american Hawaii a fost declarată stare de urgență. Cel puțin 36 de oameni au murit și o întreagă localitate a fost făcută scrum. Alimentate de vântul puternic, incendiile de vegetație de pe insulele Maui și Hawaii au distrus zeci de case și magazine. În orașul turistic Lahaina, garda de coastă a anunțat că a salvat zeci de persoane din apă. Aproape 4.000 de turiști au fost evacuați de urgență și încearcă să părăsească insula Maui. În arhipelag, peste 15.000 de locuințe și magazine au rămas fără electricitate. O planetă mai verde sună mai bine, mai ales la prima vedere. Ne încântă ochiul și când vedem că mările și oceanele sunt mai verzi de la an la an. Dar motivele de bucurie nu sunt de fapt atât de mari. Datele și imaginile obținute în ultimii 20 de ani prin intermediul sateliților arată că oceanele își schimbă culoarea, devenind tot mai verzi. Cauza o reprezintă o înflorire exacerbată a fitoplanctonului. Fenomenul se produce pe fondul încălzirii globale. Mai mult fitoplancton înseamnă mai puțin oxigen în mediul în care acesta se dezvoltă. Mai puțin oxigen duce la apariția unor zone anoxice. Iar de aici și până la dispariția formelor de viață complexe din respectivele zone nu mai este decât un pas, un efect de domino. Apare un paradox. Fitoplanctonul elimină oxigen prin intermediul fotosintezei. Teoretic, asta ar fi de bine, căci el absorbe dioxidul de carbon din atmosferă, produce oxigen, iar ecosistemele marine ar trebui să prospere. Dar nu e chiar așa. Numărul uriaș al microorganismelor care formează fitoplanctonul duce la un număr direct proporțional de microorganisme care mor. Iar descompunerea materiei organice are capacitatea de a reduce semnificativ cantitatea de oxigen din mări și oceane. De aici și apariția zonelor anoxice despre care aminteam anterior. Boom-ul fitoplanctonului este mai pregnant în zona ecuatorială, dar acesta se extinde rapid. Iar asta afectează deja cantitatea de radiații solare care ajunge în apele oceanului. Implicit sunt afectate temperatura și luminozitatea. De asemenea, numărul de nutrienți din ape scade. Așadar, ecosistemele marine vor suferi modificări dramatice, inclusiv zonele protejate și cele de pescuit marin și oceanic, iar ele deja sunt vizibile. Centrala nucleară de la Fukushima va fi dezafectată. Planul guvernului nipon este de a elibera apa tratată și diluată în centrală direct în ocean, începând din această vară. Oamenii sunt îngrijorați. Ministrul japonez al industriei a promis lucrătorilor din domeniul pescuitului din prefectura Fukushima că se vor depune eforturi mari din partea guvernului, astfel încât imaginea politică să nu aibă de suferit, dar și pentru a asigura oamenii că totul se va întâmpla în siguranță pentru ei. Membrii cooperativei de pescuit din zonă și-au exprimat îngrijorarea. Aceștia au adus la cunoștința ministrului faptul că pescarii au declarat că nu-și vor mai hrăni copiii cu pește din apele pe care ei le percep că vor fi contaminate și nu sigure. De asemenea, aceștia au solicitat ca mijloacele de trai ale pescarilor locali să fie protejate, nu periclitate. Confirmarea științifică a siguranței nu coincide cu sentimentul de siguranță al oamenilor, iar guvernul nipon ar trebui să aibă în vedere acest aspect.
Să vedem cum va evolua vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va fi variabil, cu unele norări și doar cu totul izolat, ploi slabe de scurtă durată. Pe suprafețe mici se va forma ceață cu precădere aici în centrul țării. Vor fi în jur de 19 grade în Constanța, 14 în Iași și în jur de 12-13 grade în Brașov, Sibiu 11-13 grade în Timișoara. Mâine vremea va fi în continuare răcoroasă, mai ales dimineața în nord, centru și vest, iar în restul țării vor fi în orări temporare și cerul mai mult senin. Vor fi în jur de 29 de grade în Constanța, 28 în Iași, în jur de 24 de grade în Brașov, 24 vor fi iată și în Sibiu, în jur de 26 de grade în vestul țării. Mergem acum să vedem în capitală cum va fi vremea. Iată că aici termometrele se vor opri undeva la 30 de grade, temperatura minimă la 14 până la 16 grade. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab. Temperatura apoi mâine în capitală în jur de 30-31 de grade. La munte vremea va fi în continuare răcoroasă, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara vor fi norări temporare și averse în cea mai mare parte a zonei. 19 grade în Sinaia, 20 de grade în Predeal și până la Brașov, iar în Ceahlău nu mai mult de 13 grade. La mare cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 până la 29, poate 30 de grade, cele minime 18-20 de grade, iar temperatura apei mării va fi undeva la 20-21-22 de grade maxim. Poi mâine cerul va fi variabil, cu norări temporare și averse slabe locale în zonele montane și izolat în rest, cu o probabilitate mai mare în jumătatea de sud a teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi în jur de 30 de grade în Călăraș, 27 de grade în Iași, 24 de grade în Brașov, 25 în Sibiu, 25 iată și în Cluj. Iar în vestul țării vor fi în jur de 27-28 de grade. Pentru români urmează o nouă mini-vacanță, de această dată de 4 zile, în perioada 12-15 august. În 15 august, pentru creștini, este Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și drept Sfânta Maria Mare, când e sărbătorită Ziua Marinei Române, declarată sărbătoare legală. Anul acesta, 15 august, cade într-o zi de marți și, prin urmare, guvernul a stabilit încă din decembrie anul trecut să se facă punte cu weekendul, declarând liberă și ziua de luni, 14 august. Așadar, românii se pot bucura de cea de-a treia mini-vacanță prelungită, între 12 și 15 august. Totul este mană cerească pentru operatorii din turism. Maxima zilei în Europa a fost de 45,1 grade în Turcia. Să vedem cum stăm și cu temperaturile în celelalte orașe de pe continent. Vor fi în jur de 30 de grade în Geneva, 39 de grade iată în Madrid, 33 în Lisabona, iar în Londra și în Amsterdam de la 25 la 27 de grade, cu un cer mai mult acoperit. În Roma, 32 de grade, pe după amiază e posibil să apară și ceva averse cu descărcări electrice, 31 de grade în Atena cu cer mai mult senin, vreme frumoasă și în Istanbul cu 30 de grade, ceva ploi slabe în Sofia și 25-26 de grade în termometre. Mergem acum să vedem în Oslo, acolo unde temperatura se oprește undeva la 23 de grade, cu cer mai mult acoperit, vreme frumoasă în Berlin cu 25 de grade, cer acoperit și în Kiev cu 22 de grade, în Moscova 28 de grade și vor fi ceva averse cu descărcări electrice. Astăzi este Ziua Internațională a Leului, regele animalelor. Această specie maestoasă simbolizează curajul și puterea, dar și spiritul liber, înțelept și evoluat. Denumit științific Panthera leo, leul este a doua cea mai mare felină din lume după tigrul asiatic, cântărind între 300 și 550 de kilograme. În ultimele 4 decenii, populația de lei a scăzut cu 50%. Potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, leii sunt o specie vulnerabilă, ceea ce înseamnă că numărul lor ar putea și ar trebui să fie mai mare. În prezent, cercetătorii estimează că mai există între 30.000 și 100.000 de lei pe tot globul. În lipsa unor măsuri rapide, există pericolul ca aceștia să fie plasați pe lista speciilor pe cale de dispariție. Ziua Mondială a Leului are, prin urmare, ca obiective principale sensibilizarea populației cu privire la situația dificilă a leilor și la problemele cu care se confruntă această specie în sălbăticie și găsirea de modalități eficiente de protejare a mediului natural în care trăiesc leii, cum ar fi crearea mai multor parcuri naționale și reducerea zonelor în care oamenii se pot stabili.
Și tot astăzi este Ziua Internațională a Lenei. Iată, ni se oferă scuza ideală pentru a lua o bine meritată pauză fără a ne simți vinovați pentru acest lucru. Este o zi în care ne putem relaxa la un centru spa, putem merge în natură să admirăm frumusețile care ne înconjoară sau putem pur și simplu să ne lăfăim pe canapea urmărind un film bun. Pentru a ne menține o stare de spirit pozitivă și încrezătoare, psihologii ne îndeamnă să petrecem cât mai mult timp în mijlocul naturii, să îndrăznim să plecăm cu cortul la munte sau la mare, să învățăm să pescuim sau să ne hrănim cu fructe sălbatice și să apreciem minunățiile pe care le întâlnim la tot pasul. Dacă vă sperie singurătatea, puteți să vă luați animalul de companie ca însoțitor de drum. Campingul și activitățile în natură sunt șansa perfectă de a ne deconecta de la ecrane, responsabilități și rutina zilnică, ce uneori devine monotonă. Putem învăța cum să instalăm corturi, să facem noduri sau să aprindem focul. În plus, lumina naturală este cel mai important indicator de mediu în privința timpului pentru ritmul circadian al corpului. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine, de la 18:50. Vă las acum cu imaginea zilei, rămâneți pe TVR2, ne puteți urmări și pe pagina de Facebook sau pe YouTube și vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme.